Astăzi vom învăța poziția de gardă. Pornim din stând, piciorul drept se duce la distanță egală cu umerii noștri, piciorul drept iar se va duce cu vârful în spatele piciorului stâng. Cât despre poziția vârfurilor, piciorul stâng trebuie să aibă vârful orientat spre înainte, iar piciorul drept trebuie să aibă vârful orientat la 45 de grade pentru a avea stabilitate. Despre genunchi, trebuie să-i avem flexați. De ce să-i avem flexați? Pentru a menține echilibru între picioare. Nu trebuie să avem greutatea pusă nici pe piciorul stâng, nici pe piciorul drept, greutatea trebuie să oscileze. Genunchii vor fi flexați pentru a menține stabilitatea pe saltea, iar centrul de greutate trebuie să ne imaginăm că va fi între picioarele noastre, încât noi să oscilăm greutatea între picioare atunci când balansăm corpul. Bazinul trebuie să fie orientat spre interior. Motivul pentru care nu o să stau cu bazinul orientat spre adversarul meu este că atunci voi deveni o țintă fixă către loviturile în burtă. Așa că voi sta puțin orientat cu bazinul spre 45 de grade. În continuare, vârful piciorului stâng este orientat spre înainte, vârful piciorului drept la 45 de grade. Poziția brațelor. Brațul drept trebuie să ne acopere două organe vitale. În primul rând, trebuie să ne acopere ficatul, pentru că suntem foarte vulnerabili în caz că nu o să avem cotul pe ficat, iar pumnul trebuie să ne acopere pometele. Nu o să ținem pumnul nici mai sus de ochi, nici mai jos de bărbie. Pumnul trebuie să fie fix pe pomete. Brațul stâng trebuie să fie orientat spre înainte, puțin întors pumnul, da? Pentru a lovi cu cele două monturi. Imediat o să vă arăt și demonstrația. Brațul stâng trebuie să stea la vreo 10 cm distanță față de capul nostru pentru a avea alonjă mai mare atunci când lovim. Capul trebuie să avem bărbia în piept, niciodată bărbia sus, pentru că atunci suntem foarte vulnerabili la lovituri și s-ar putea să ne luăm knockout. Bărbia în piept, brațul drept acoperă bărbia și ficatul, brațul stâng în față. Aceasta este poziția de gardă. Încă o dată, aici. Reluăm încă o dată. Din stând, pornim cu dreptul la distanță egală cu umerii noștri, ducem dreptul în spatele piciorului stâng, vârful piciorului stâng este orientat spre înainte, vârful piciorului drept este orientat la 45 de grade. Corpul orientat spre interior, brațul drept acoperă bărbia, iar cotul brațului drept acoperă ficatul, brațul stâng în față. Aceasta este poziția de gardă. În caz că sunteți stângaci, totul va fi invers. Majoritatea sunteți dreptaci, așa că voi face acest material în scopul dreptacilor. Cei stângaci vor face fix invers. Acum că am ajuns în poziția de gardă, vom învăța deplasarea. Întotdeauna voi începe să împing în piciorul drept pentru a porni cu stângul spre înainte. Împing în dreptul, piciorul stâng se duce spre înainte, după care va urma să aduc dreptul în spatele acestuia. Niciodată nu o să ajung cu dreptul pășind primul înaintea stângului, pentru că atunci nu voi avea echilibru și voi fi țintă fixă pentru adversar. Deci, încă o dată, piciorul stâng în față, dreptul în spate, împing în dreptul, stângul se duce primul, după care vine dreptul. Același lucru și pentru deplasarea spre înapoi. Împing în stângul, pleacă dreptul, vine și stângul în urma acestuia. Încă o dată, în poziție de gardă, mâinile pe cap, piciorul drept pleacă primul, vine stângul. Împing în dreptul, pleacă stângul, vine dreptul. Dacă vreau să mă duc spre direcția stânga sau spre direcția dreapta, vreau să împing în piciorul drept, piciorul stâng se va deplasa primul, după care vine și dreptul. Dacă vreau să mă duc spre dreapta, împing în stângul, pleacă dreptul primul, după care vine stângul. Niciodată nu vreau să vă duceți cu dreptul, după care vine stângul, sau să se ducă stângul înaintea piciorului drept când vă deplasați spre dreapta. Veți pierde echilibru și atunci când veți fi loviți pe contră, s-ar putea să vă doară. Așa că, încă o dată, mă deplasez spre înainte, vreau să împing în piciorul drept, pleacă stângul, vine dreptul. Mă duc spre înapoi, împing în stângul, se duce dreptul, apare și stângul imediat. Dacă vreau să mă duc spre stânga, împing în dreptul, se duce stângul, vine dreptul și invers, pleacă dreptul, vine stângul. Aceasta este deplasarea și poziția de gardă. O să exersăm ceea ce este greșit și ceea ce nu este greșit în poziția de gardă a lui Andrei. În primul rând, poziția de gardă a lui Andrei este una foarte corectă. Piciorul drept este dus în spatele piciorului stâng la 45 de grade cu vârful orientat spre exterior. Piciorul stâng este orientat spre înainte. După cum vedeți, cotul lui Andrei acoperă ficatul, mâna lui acoperă pometele. Întotdeauna pumnul lui va fi orientat spre înainte și vreau să aibă pumnul pe pomete, încât să vadă în dreapta și înainte. Brațul lui o să fie orientat puțin mai în față, încât să aibă 10 cm distanță față de barba lui, iar acum vom arăta ce este greșit la poziția de gardă dacă o să lași toată greutatea pe piciorul stâng. Andrei va lăsa toată greutatea lui pe piciorul stâng, iar eu, dacă îl voi împinge pe Andrei sau el va lovi, își va pierde echilibru. Dacă Andrei își va lăsa toată greutatea pe piciorul din spate, îl voi împinge pe Andrei, iar Andrei se va duce pe spate.
Deci, întotdeauna este foarte important să oscilăm greutatea pe ambele picioare. Andrei va avea un joc de glezne pe vârf călcâi, niciodată nu vreau să stați pe călcâi. Este foarte important să oscileze greutatea dinspre vârf spre călcâi. Și atunci când pășiți, vreau să fie pasul spre înainte pe vârf și înapoi spre vârf, în dreapta pe vârf, în stânga pe vârf. Brațele mereu în cap. Dacă Andrei va porni să se ducă spre dreapta, pornind cu stângul, își va pierde echilibru. Încă o dată, pornește cu stângul, pierzi echilibru, ceea ce poate aduce la un dezavantaj atunci când te lupți. Motivul pentru care Andrei folosește această stângă puțin mai largă față de capul lui este pentru a menține distanța față de adversar. Monturile sunt, după cum observați, puțin sub ochiul lui Andrei, încât acesta să vadă peste pumnul lui și unde lovește. Dacă Andrei va vrea să facă pas înainte, să închidă distanța față de adversar, atunci Andrei își va pune mâinile în cap. Dacă Andrei vrea să deschidă distanța față de adversar, va face un pas în spate și stânga va reveni din nou mai în față, încât să țină distanța față de adversar. Asta a fost lecția despre poziția de gardă. Vă mulțumesc pentru vizionare!